Al patrulea leac. Aveți grijă să nu vă pierdeți comorile. Zeița nenorocirilor iubește tot ce este strălucitor sub soare. De aceea, aurul trebuie păzit cu strășnicie ca să nu-l pierdeți. Noi trebuie, în primul rând, să învățăm cum să ne păzim sumele mici de bani pe care le câștigăm, înainte ca zeii să ne încredințeze sume mult mai mari. Acestea au fost cuvintele pe care le rosti Arcad la începutul celei de-a patra lecții despre tainele îmbogățirii. Fiecare om care deține o anumită cantitate de aur este tentat să profite de orice ocazie pe care o consideră avantajoasă pentru sporirea averii sale și investește în toate proiectele așa zis profitabile. Adesea, cei care ne atrag în astfel de proiecte sunt prietenii și rudele noastre. Principiul de bază al investițiilor îl constituie însă asigurarea micii noastre averi cu care pornim la drum. Este oare un lucru înțelept să te lași atras de un câștig mare când există pericolul să pierzi această avere, indiferent cât de mică este ea? Eu spun că nu. Pedeapsa pe care o veți suferi va fi pierderea ei. Studiați terenul cu foarte multă grijă înainte de a vă despărți de această mică avere. Nu vă lăsați amăgiți de dorințele voastre romantice de a câștiga o avere imensă într-un timp foarte scurt. Înainte de a vă încredința banii unei anumite persoane, asigurați-vă mai întâi că este o persoană demnă de încredere, care poate să vi returneze la data stabilită, convingându-vă astfel că nu faceți din comoara voastră adunată cu atâta trudă, un cadou pentru persoana respectivă, înainte de a vă arunca banii într-o investiție. Analizați cu atenție pericolele care s-ar putea să o însoțească. Prima investiție pe care am făcut-o la începutul carierei mele s-a dovedit o tragedie. Mi-am încredințat tot câștigul unui an întreg în mâinile lui Azmur, cărămidarul, ce călătorea peste mări și țări și care mi-a promis că îmi va aduce bijuterii rare din ținutul fenicienilor. La întoarcerea lui, aveam să le vindem și să împărțim profitul. Dar fenicienii sunt niște maestri în arta înșelătoriei, astfel că i-au vândut numai bijuterii false, fabricate din sticlă. Comoara mea era astfel definitiv pierdută. Experiența pe care o am astăzi îmi demonstrează cât am fost de prost atunci când mi-am încredințat comoara unui cărămidar, ce nu avea nici cele mai vagi cunoștințe în domeniul pietrelor prețioase. De aceea, vă ofer acum sfaturi din proprie experiență. Nu fiți prea încrezători în înțelepciunea voastră atunci când doriți să faceți investiții, că s-ar putea să vă pierdeți întreaga agonisială. Este mult mai bine să le cereți sfatul celor care lucrează de mult timp cu bani și știu cum să obțină profit de pe urma lor. Nu vă costă nimic să cereți aceste sfaturi, însă valoarea lor se va dovedi inestimabilă, căci vă vor scuti de o suferință inutilă, provocată de pierderea agoniselii voastre. Acesta este cel al patrulea leac împotriva sărăciei, un leac de o importanță covârșitoare ce împiedică golirea pungii voastre odată ce a devenit doldora de gologan de aur. Păziți-vă cu grijă comoara, făcând numai investițiile care nu o pun sub nicio formă în pericol, dar de pe urma cărora puteți obține un câștig frumos. Cereți sfaturi numai oamenilor cu experiență în domeniul banilor, ce vă vor apăra comoara de investiții periculoase. Al cincilea leac. Transformați-vă căminul într-o investiție profitabilă. Dacă un om consideră că poate să trăiască și să se bucure de viață cu doar 9 monede din câștigul său și dacă poate să realizeze cu una dintre aceste monede o investiție profitabilă, fără să-și pună în pericol bunăstarea, cu atât mai repede își va clădi comoara. Așa le vorbi Arcad elevilor săi în cea de-a cincea zi de curs. Prea mulți oameni în Babilon își cresc familiile în locuințe necorespunzătoare. Ei plătesc proprietarilor exigenți chirii extrem de mari pentru niște cămăruțe insalubre în care soțiile nu au loc să crească, nici măcar o floare ce le-ar mai înveseli sufletul,
iar copiii nu au loc de joacă decât pe străduțele murdare. Nici o familie nu se poate bucura de viață dacă nu are o grădină unde copiii se pot juca în voie, iar soțiile pot crește nu numai flori, dar și ierburi hrănitoare pentru oameni. Cea mai mare plăcere a vieții unui om este să mănânce smochine din smochinii săi și struguri din vița sa. Pentru căminul său și pentru locul ce provoacă atâta bucurie, dar și o mândrie fără margini, el își dăruiește întreaga ființă. De aceea vă recomand să deveniți stăpâni acoperișului ce vă adăpostește pe voi și familiile voastre. Și oricine poate să aibă căsuța lui, nu este așa? Oare regele nostru în marea sa înțelepciune nu a mărit zidurile Babilonului, astfel încât există acum foarte mult pământ nefolosit ce poate fi cumpărat la prețuri rezonabile? Și trebuie să mai știți, dragii mei elevi, că dorințele celor care vor să-și întemeieze o familie pot fi cu ușurință îndeplinite cu ajutorul cămătarilor. Aceștia sunt dornici să vă împrumute sumele solicitate pentru a vă plăti cărămidare și constructorii dacă le dovediți că le puteți returna împrumutul. Apoi, după construirea casei, îi puteți plăti cămătarului suma împrumutată cu aceeași regularitate cu care vă plătea chiria. În câțiva ani, împrumutul va fi achitat. Atunci veți simți cu adevărat ce înseamnă să fiți stăpânul unei proprietăți valoroase, cu atât mai mult cu cât nu veți mai avea nicio datorie de plătit, cu excepția taxelor impuse de rege. Apoi soțiile voastre se vor putea duce adesea la râu pentru a vă spăla hainele și vă aduce de fiecare dată câte un burduf plin de apă ca să ude florile și plantele din grădină. De aceea, omul care deține propria sa casă este un om binecuvântat de zei, căci astfel el își reduce considerabil cheltuielile de trai, având așadar posibilitatea să-și împlinească dorințele și să se bucure cât mai mult de viață. Acesta este cel de-al cincilea leac împotriva sărăciei. Deveniți stăpânii propriilor voastre cămine. Al șaselea leac. Asigurați-vă un venit pentru viitor. Viața unui om începe din copilărie și se încheie la bătrânețe. Aceasta este cărarea vieții și nimeni nu se poate abate de la ea decât în cazul în care zeii decid să te cheme în ținutul lor mai devreme decât ți-e scris. De aceea este de datoria fiecărui om, în parte, să-și asigure un venit corespunzător pentru zilele ce vor veni, când el nu se va mai bucura de avantajele tinereții și să asigure un venit decent pentru membrii familiei lui în cazul în care el nu va mai fi printre ei ca să-i întrețină și să-i ajute. Această lecție vă va introduce așadar în tainele obținerii unei pungi dolora de gologani pentru zilele în care povara anilor vă va apăsa necruțătoare pe umeri. Așa se adresă Arcad elevilor săi în cea de-a șasea zi de curs. Cel care a obținut un surplus de avere, datorită faptului că a înțeles foarte bine legile de guvernare a banilor, trebuie să se gândească și la viitor, nu numai la prezent. El trebuie să-și planifice din timp anumite investiții sau alte surse de venit care îi vor asigura viitorul, dar de care se va putea profita și în momentele pe care le consideră propice. Există diverse modalități prin care un om își poate asigura viitorul. Poate, de exemplu, să descopere o ascunzătoare sigură unde să-și îngroape comoara. Cu toate acestea, nu există certitudinea că nu va încăpea la un moment dat pe mâna hoților. De aceea, nu vă recomand să recurgeți la această soluție. O altă posibilitate ar fi să cumpărați case sau pământuri. Dacă sunt alese cu grijă în funcție de utilitatea și valoarea lor în viitor, vânzarea lor vă va oferi un câștig considerabil. O altă soluție ar fi să încredințați unui cămătar o anumită sumă de bani, peste care să adăugați mereu alte sume și alte sume de bani. Dobânda pe care cămătarul o va pune peste suma deja existentă va contribui și ea la creșterea averii voastre. Ansan, un confecționer de sandale, mi-a spus nu cu mult timp în urmă că depune în fiecare săptămână, de 8 ani de zile, câte 2 monede de argint în contul pe care i l-a deschis un cămătar,
cont de care Ansan este foarte bucuros. Suma micilor depozite, împreună cu dobânda lor, reprezentând o pătrime din valoarea lor, depusă odată la 4 ani, a ajuns să totalizeze acum 1040 de monede de argint. L-am încurajat să procedeze și pe viitor tot așa, demonstrându-i, cu ajutorul cunoștințelor pe care le dețin în domeniul cifrelor și socotelor, că peste 12 ani, dacă va continua să depună cele două monede de argint săptămânal, va ajunge în final să dețină 4.000 de monede de argint, sumă care va asigura până la sfârșitul zilelor sale o viață îmbelșugată. Așadar, dacă o sumă atât de mică depusă cu regularitate a dus la un câștig atât de mare, atunci toată lumea trebuie să-și asigure o comoară pentru bătrânețe, dar și pentru protecția familiei, indiferent cât de prosperă este afacerea sau investiția pe care o deține în prezent persoana respectivă. Aș vrea să dezbat mai mult pe această temă. Eu nu trăiesc convingerea că într-o bună zi, înțelepții lumii vor crea un plan prin care oamenii se vor putea asigura în caz de accidente sau nenorociri, asigurări ce vor consta din plăți mici, dar constante, astfel încât familia celui care trece în lumea celor drepți se va bucura în final de o sumă frumușică ce va permite să-și ducă mai departe traiul ca și până acum. Aceasta este soluția pe care eu o recomand din tot sufletul, dar care deocamdată nu este posibilă în epoca noastră. Trebuie să fie la fel de sigură ca tronul regelui. Sunt convins că într-o bună zi acest plan va prinde viață și va fi o binecuvântare pentru foarte mulți oameni, deoarece chiar de la primele dăți va lua naștere o sumă decentă pentru familia unui om care a trecut neființă. Dar pentru că trăim în epoca noastră, nu în cele ce vor veni, trebuie să profităm de mijloacele pe care le avem la dispoziție pentru a ne atinge scopul. De aceea vă recomand tuturor ca prin intermediul unor metode înțelepte și bine gândite să vă asigurați o pungă groasă pentru anii ce vor veni. Căci o pungă goală pentru un om împovărat de ani sau pentru o familie care și-a pierdut stâlpul de susținere este o adevărată tragedie. Acesta este cel de-al șaselea leac împotriva sărăciei. Asigurați-vă din timp anii grei ai bătrâneții și protecția familiei voastre. Al șaptelea leac. Perfecționați-vă talentul de a câștiga. Astăzi, dragii mei elevi, am să vă împărtășesc unul dintre cele mai importante leacuri împotriva sărăciei, dar n-am să vă vorbesc despre aur, ci despre voi înșivă, despre oamenii ce se ascund în spatele acestor veșminte multicolore și îmi sorb cuvintele. Am să vă vorbesc despre lucrurile ce sălășluiesc în mintea și în viața oamenilor, lucruri care ne asigură să ne distrug succesul. Așa aș începu arcat pledoaria în cea de-a șaptea zi de curs. Nu cu mult timp în urmă, a venit la mine un tânăr care m-a rugat să-i împrumut o anumită sumă de bani. Când l-am întrebat care era cauza problemelor sale, mi-a răspuns că agonisala sa era insuficientă pentru toate cheltuielile pe care le avea de plătit. Acest lucru, i-am explicat eu, demonstra faptul că nu era un client credibil pentru un cămătar, pentru că nu avea cum să plătească împrumutul. Tinere, i-am spus eu, trebuie să câștigi mai multe monede dacă reușești, decât reușești în prezent. Ce faci ca să-ți perfecționezi acest talent? Tot ce stă în putință, răspuns el. De 6 ori în decurs de 2 luni mi-am abordat stăpânul, rugându-l să mărească simbria, dar fără succes. Nimeni nu poate face mai mult de atât. Poate că modul lui simplist de a vedea lucrurile ne face să zâmbim, dar el este înzestrat cu o caracteristică vitală fără de care nu ne putem mări câștigurile. În sufletul lui se sălășluiește o dorință puternică de a câștiga din ce în ce mai mult, o dorință lăudabilă pe care ar trebui să o nutrim cu toții. Dorințele voastre trebuie să fie puternice și ferme. Dorințele nedefinite nu se realizează niciodată. Dorința unui om de a fi bogat nu reprezintă nimic. Dorința de a strânge 5 monede de aur este însă o dorință palpabilă ce poate fi împlinită. După ce strângi cele 5 monede de aur, cauți apoi modalități prin care să câștigi 10, apoi 20, iar mai târziu chiar 1000 de monede de aur. Învățând cum să-ți îndeplinești o dorință modestă, dar palpabilă, înveți apoi cum să le împlinești pe cele mari cu adevărat importante. Acesta este procesul prin care poți să aduni o avere considerabilă.
Mai întâi strâns sume mici de bani, apoi din ce în ce mai mari, odată cu dobândirea cât mai multor cunoștințe în acest domeniu. Dorințele voastre trebuie să fie simple și bine conturate. Ele nu vor fi niciodată duse la bun sfârșit dacă sunt prea multe sau sunt nedefinite sau depășesc cunoștințele financiare ale celui care încearcă să le dea viață. În momentul în care ajungeți să stăpâniți aceste cunoștințe, veți descoperi că stăpâniți și tainele îmbogățirii. În zilele acelea în care nu eram decât un scrib umil ce scrijolea în fiecare zi tăblițele de argint pentru câteva monede de aramă, am văzut că toți ceilalți scribi care lucrau mai mult ca mine erau mai bine plătiți. Atunci am luat hotărârea de a nu mă lăsa învins de niciunul dintre ei și nu mi-a trebuit mult să descoper motivul succesului lor. Pentru că manifestam acum mai mult interes pentru munca mea, mă concentram cu precădere asupra activității mele și depuneam efort suplimentar în tot ceea ce făceam, am descoperit în curând că puțini oameni reușeau să țină pasul cu mine. Competența mea a fost imediat răsplătită, așa că nu a fost nevoie să mă duc de 6 ori la stăpânul meu ca să-mi recunoască valoarea. Cu cât deține mai multe cunoștințe, cu atât câștigă mai mult. Cel care încearcă să se perfecționeze în arta în care lucrează, va fi răsplătit așa cum se cuvine. Dacă este artizan, el trebuie să învețe meserie de la cei mai talentați artizani ai vremii. Dacă lucrează în domeniul legilor sau vracilor, el trebuie să se consulte cu cei care împărtășesc aceeași vocație ca el. Dacă este negustor, trebuie să caute mereu mărfuri bune ce pot fi cumpărate la prețuri mici. Perfecționați-vă talentele și cunoștințele pentru a fi mereu în pas cu noile schimbări, căci altfel există pericolul să rămâneți întotdeauna în urmă. Multe lucruri conferă vieții unui om nenumărate experiențe de o importanță covârșitoare, lucruri pe care trebuie să le îndeplinească dacă dorește să se bucure de respectul celor din jur. Trebuie să-și plătească datoriile la timp și să nu se avânte în cheltuieli pe care nu le poate achita. Trebuie să aibă grijă de membrii familiei sale dacă vrea să se bucure de dragostea și respectul lor. Trebuie să-și facă testamentul din timp, pentru că în cazul în care zeii îl cheamă în ținutul lor, proprietățile să fie împărțite în mod egal și onorabil tuturor membrilor familiei sale. Trebuie să fie milos cu cei răniți sau loviți de soartă și să-i ajute în limita posibilităților sale. Pe cei dragi inimii lui trebuie să-i învăluie într-o mantie de generozitate. Acesta este cel de-al 7-lea și ultimul leac împotriva sărăciei. Trebuie să vă cultivați talentul nativ și să studiați din greu ca să deveniți mai înțelepți și mai competenți în cariera pe care v-ați ales-o în viață, în așa fel încât să acționați mereu cu multă responsabilitate. Trebuie să căpătați cât mai multă încredere în forțele voastre pentru a vă putea împlini dorințele fervente. Acestea sunt cele 7 leacuri împotriva sărăciei pe care vă sfătuiesc din propria experiență, dar și datorită succesului pe care l-am obținut în viață, să le urmați cu încredere dacă doriți să deveniți bogați. Babilonul, dragii mele, este un izvor nesecat de aur, un izvor cum nici nu v-ați imaginat vreodată că există. Puneți așadar în practică aceste adevăruri ca să vă puteți bucura de o viață îmbelșugată, așa cum o meritați din plin. Împărtășiți aceste adevăruri tuturor supușilor maestății sale, pentru ca fiecare dintre ei să se poată bucura de bogăția nemai văzută a orașului nostru prea iubit. Cum puteți intra în grațiile zeiței norocului? Dacă soarta decide să fie generoasă cu un om, norocul său poate fi nemărginit. Aruncați-l în Eufrat și puteți fi sigur că în drumul său spre țărm va găsi o nestemată. Proverb babilonian. Dorința de a avea noroc în viață este o dorință universală. Avea rădăcini adânci în sufletul locuitorilor vechiului Babilon de acum 4.000 de ani, așa cum are și în sufletul oamenilor de astăzi. Sperăm cu toții să intrăm în grațiile capricioase zeiței norocului. Există oare vreo posibilitate prin care să putem întâlni și ademeni în favoarea noastră? Există oare vreo șansă să atragem norocul de partea noastră? Asta doreau să știe locuitorii vechiului Babilon și s-au hotărât să găsească răspunsul pentru dilema lor.
Erau niște oameni înzestrați cu o inteligență ieșită din comun, motiv pentru care orașul lor a devenit cel mai bogat și mai puternic din vremea lor. În perioada aceea de mult apusă nu existau școli sau universități, dar exista o citadelă a învățăturii foarte bine consolidată. Printre clădirile înalte ale Babilonului se înălța o clădire ce rivaliza ca importanță cu Palatul Regelui, cu grădinile suspendate și cu Templul Zeilor. Cărțile de istorie o menționează sau foarte puțin sau chiar deloc, în ciuda faptului că a exercitat o influență extraordinară asupra gândirii epocii respective. Această citadelă era templul învățăturii, unde profesorii voluntari împărtășeau generațiilor prezente înțelepciunea generațiilor trecute, discutându-se în forumuri deschise subiecte de interes general. Protejați de zidurile acestei citadele, toți cei care participau la aceste forumuri erau egali. Cel mai umil dintre sclavi putea contesta, fără teama de a fi pedepsit, părerea unui prinț dintr-o familie regală. Printre cei care frecventau templul învățăturii se număra și Arcad, un om bogat și înțelept, despre care se spunea că era cel mai bogat om din Babilon. El avea o sală specială unde se întâlnea în fiecare seară cu oameni vârstnici, tineri sau între două vârste, pentru a discuta și dezbate subiecte interesante. Să presupunem acum că pătrundem în această sală ca să aflăm dacă știau cum să intre în grațiile zeiței norocului. Soarele își așternea acum culcușul, transformându-se într-o minge de foc roșiatică, ce încerca să străpungă cu razele sale negru a deșertului, când Arcad se îndreptă spre locul ce era rezervat în sala templului învățăturii. Acolo l-așteptau deja 80 de oameni, odihnindu-se pe covorașele lor, ce ocupau întreaga suprafață a sălii de discuții. Mulți urmeau încă să vină. Despre ce vom discuta în această seară, întreba Arcad. După un scurt moment de ezitare, un țesător de haine se ridică în picioare, așa cum era obiceiul, și spuse: aș vrea să discutăm despre un anumit subiect, dar nu am curajul să-l pomenesc pentru a nu părea ridicol în fața ta, Arcad, și a bunilor mei prieteni prezenți aici. Îndemnat fiind să spună despre ce era vorba atât de Arcad, cât și de auditorul său, el continua: astăzi a fost o zi norocoasă pentru mine, deoarece am găsit o pungă în care se aflau câteva monede de aur. Cea mai mare dorință a mea este să am mereu zile norocoase ca cea de astăzi, pentru că bănuiesc că toți oamenii nu trăiesc aceeași dorință ca mine, poate că ar fi bine să discutăm despre cum am putea atrage norocul de partea noastră. Este un subiect deosebit de interesant, spuse Arcad, un subiect ce merită discutat pe larg. Pentru unii oameni, norocul nu așteaptă decât un prilej propice pentru a-și face apariția în viața lor, fără un motiv sau scop în sine. Alții cred că cea care pogoară norocul asupra noastră este zeița Aștar, ce este mereu nerăbdătoare să răsplătească cu multă generozitate pe cei dragi inimii ei. Spuneți-mi, prieteni, credeți că ar trebui să descoperim anumite modalități prin care să ademenim norocul asupra fiecare dintre noi? Da, da, și dacă se poate să fie cât mai mult noroc, răspunseră într-un glas ascultătorii nerăbdători. Înainte de a începe discuția, continuă Arcad, să le oferim cuvântul celor care au trăit experiențe similare cu cea a țesătorului de haine, când ați găsit sau ați primit comori neprețuite sau nestemate de o valoare incontestabilă, fără ca acest lucru să presupună un efort deosebit din partea voastră. În sală se așternu tăcerea, fiecare așteptând ca cineva să se ridice în picioare și să ia cuvântul, dar nimeni nu făcu acest lucru. Cum? Nimeni, întrebă Arcad, ce zgârcit este norocul acesta? Cine ne oferă o altă sugestie referitoare la locul în care trebuie să ne continuăm cercetările? Eu, spuse un tânăr bine îmbrăcat, ridicându-se în picioare. Când vorbim despre noroc, nu este firesc să ne gândim la jocurile de noroc? Nu acesta este locul în care oamenii încearcă să intre în grațiile zeiții norocului în speranța că îi va ajuta să câștige? Pe când își reluă locul, cineva îl strigă: nu te opri, continuă-ți povestea, spune dacă zeița te-a ajutat să câștigi la jocurile de noroc. Te-a ajutat să arunci zarurile potrivite în așa fel încât să-ți umpli punga spre disperarea celorlalți jucători sau te-a făcut să arunci zarurile nefaste care te-au ușurat de monedele câștigate cu atâta trudă?
Tânărul se alătura râsului general și răspunse, trebuie să recunosc faptul că zeița nici măcar nu a părut să fie conștientă de prezența mea acolo, dar voi ce puteți spune în această privință? Ați descoperit oare în sălile de joc și a aruncat zarurile în favoarea voastră? Suntem nerăbdători să auzim și povestea voastră. Un început foarte bun intervine Arcad. Discuțiile noastre sunt menite să ia în considerare fiecare întrebare în parte. Să ignori jocurile de noroc ar fi ca și cum ai ignora un instinct comun tuturor oamenilor, acela de a risca o sumă mică de bani în speranța unui câștig imens. Această discuție mi-amintește de cursele care au avut loc chiar ieri, spuse un alt ascultător. Dacă zeița norocului frecventează jocurile de noroc, atunci, cu siguranță, nu poate să piardă cursele de care aurite și caii înspumați ce oferă o priveliște de neuitat. Fii cinstit, Arcad, și spune-ne dacă ea a fost cea care ți-a șoptit ieri să pariezi pe caii cenușii din Ninive. Stăteam chiar în spatele tău și nu venea să cred urechilor când am auzit că pariezi pe caii aceia. Știai la fel de bine ca noi toți că nicio echipă din întreaga Asie nu ne poate învinge murge într-o cursă cinstită. Zeița ți-a șoptit să pariezi pe perechea aceea de cai cenușii pentru că știa că murgii noștri se vor împiedica la ultima cotitură, pasându-le astfel victoria cailor din Ninive? Arcad zâmbi cu indulgență la această replică ironică. De ce credeți că zeița ar manifesta cel mai mic interes pentru pariurile pe care le pun oamenii la cursele de cai? Eu o consider zeița dragostei și a demnității, a cărei menire era să-i ajute pe cei nevoiași și să-i răsplătească pe cei vrednici. Eu încerc să o găsesc nu la jocurile de noroc sau la cursele de cai, unde oamenii pierd mai mult aur decât câștigă, ci în alte locuri, unde faptele oamenilor sunt demne de respect și de răsplată. În cultivarea pământului, în negoțul cinstit ca și în toate celelalte nelenicieri ale oamenilor, există șansa să câștigați un profit considerabil dacă depuneți un efort și datorită tranzacțiilor pe care le faceți. Poate că nu întotdeauna efortul vostru va fi răsplătit așa cum ar trebui, pentru că uneori judecata voastră poate da greș sau vântul și vremea complotează împotriva voastră. Dar dacă nu vă lăsați învinși de vitregile sorții, veți obține în final profitul scontat și asta pentru că șansele de a-l obține sunt întotdeauna în favoarea voastră. Dar dacă un om este un împătimit al jocului de noroc, situația este cu totul alta, că șansele de câștig sunt întotdeauna puține și de obicei sunt în favoarea celui care organizează jocul. El stabilește propriile legi prin care se poate obține profit de pe urma sumelor pariate de judecători. Puțini jucători pricep cât de sigur este profitul acesta și cât de relative sunt șansele lor de câștig. Să ne gândim, de exemplu, la pariurile pe care le stabilim la jocul de zaruri. De fiecare dată când aruncăm un zar, pariem pe care parte va cădea acesta. Dacă va fi partea roșie, maestrul de ceremonie ne va plăti de 4 ori suma pariată. Dar dacă va cădea pe oricare dintre celelalte laturi ale zarului, atunci jocul e pierdut pentru noi. Așadar, de fiecare dată când aruncăm ziarul, există 5 posibilități să pierdem, iar în cazul în care ne pică latura roșie a zarului, pentru care ni se plătește de 4 ori suma pariată, avem 4 șanse să câștigăm. Într-o singură seară de joc, organizatorul jocului din roc se așteaptă să câștige o cincime din toate sumele pariate. Dar un simplu jucător se poate aștepta să obțină un câștig mare în condițiile în care sorții sunt în favoarea maestrului de ceremonii? Cu toate acestea, sunt oameni care câștigă sume mari de bani, se aventură în discuție unul dintre ascultători. Da, așa e, continuă Arcad, dar întrebarea mea este, această modalitate de a câștiga bani le asigură oare celor norocoși un venit permanent? Cunosc foarte mulți oameni în Babilon care au avut succes în viață, dar succesul lor nu își are rădăcinile în cazul nici unia dintre ei în jocurile de noroc. Voi cei prezenți astăzi aici o cunoașteți foarte mulți oameni importanți din orașul nostru. M-ar interesa foarte mult să aflu câți dintre locuitorii noștri care au cunoscut succesul în viață pot spune cu mâna pe inimă că datorează acest succes jucătorilor de noroc. Ce spuneți dacă fiecare dintre voi ne-a spune povestea unui om care a cunoscut succesul în viață în acest fel? După o lungă tăcere, unul dintre spectatori întrebă pe un ton glumeț. În această categorie îi putem include și pe cei care organizează jocurile de noroc? Dacă nu cunoașteți pe nimeni altcineva, răspuns Arcad. Și dacă așa stau lucrurile, să ne gândim la ce prezenți astăzi aici. Nu se află nimeni aici care să ne sfătuiască din propria experiență
să folosim jocurile de noroc ca pe o sursă viabilă de venit? Auditorul său îi răspunse la această provocare prin mormăieli și râsete de dezaprobatare. Se pare că nu căutăm norocul în locurile pe care le frecventează zeița acestuia, continuă el. De aceea cred că ar fi bine să cercetăm și alte domenii de activitate. Nu l-am găsit în pungile pierdute pe stradă și nici în jocurile de noroc. Iar în ceea ce privește cursurile de cai, trebuie să mărturisesc că de-a lungul timpului am pierdut mai mult decât am câștigat. Să ne gândim acum la îndelenicirile sau la negoțiile noastre. Nu este oare un lucru firesc atunci când încheiem o tranzacție profitabilă să o considerăm o răsplată bine meritată pentru eforturile noastre și nici de cum un noroc? Sunt înclinat să cred că de foarte multe ori ignorăm darurile zeiței noastre. Poate că ea ne ajută cu adevărat, dar noi nu știm ce să apreciem generozitatea. Ce ne oferă alte idei referitoare la acest subiect? Atunci negustorul în vârstă se ridică în picioare, aranjându-și straiele albe de o eleganță aparte. Cu voia domnilor voastre, am să vă împărtășesc părerea mea. Dacă, așa cum ai spus, onorabil Arcad, am considerat că succesele pe care le-am reputat în afaceri se datorează muncii și măstriei noastre, de ce n-am considerat și succesele care ne-au scăpat prin dește ca fi niște copii ai norocului dacă soarta ne-ar fi ajutat să le obținem? Pentru că nu am reușit să ne le însușim, nu le putem considera ca fiind o răsplată bine meritată. Cu siguranță că mulți dintre cei prezenți aici au ce ne povesti în această privință. Aceasta este o abordare extraordinar de înțeleaptă, spuse Arcad. Câți dintre voi s-au văzut în situația de a înhăța norocul cu mâna pentru ca în clipa următoare să zboare cât mai departe cu putință? Multe mâini se ridică la această întrebare, printre care ele aflându-se și cea a negustorului. Arcad i-a făcut semn să vorbească. Pentru că tu ai fost cel care ne-a sugerat această abordare a lucrurilor, am dorit să auzim mai întâi povestea ta. Am să vă relatez o poveste, spuse el, care ilustrează foarte bine modul în care oamenii lasă să se le scape norodul din mână, spre marea lor pierdere și dezamăgire. Cu mulți ani în urmă, când eram foarte tânăr, abia căsătorit, dar nerăbdător să câștig cât mai mult aur, tatăl meu veni într-o zi la mine și îmi spuse cu fermitate să intru într-o afacere. Fiul unuia dintre cei mai buni prieteni ai săi descoperise o întindere de pământ nu departe de orașul nostru. Această bucată de pământ se situa cu mult deasupra canalului de irigație, astfel că nici o picătură de apă nu putea ajunge acolo. Fiul prietenului tatălui meu schițase un plan prin care dorea să cumpere această întindere de pământ, pe care să construiască apoi trei roți hidraulice imense ce aveau să fie mânuite cu ajutorul boilor, dăruind astfel acestui pământ fertil apa dătătoare de viață. După ce realiza acest lucru, plănuia să împartă această întindere de pământ în bucăți mai mici, pe care dorea apoi să le vândă locuitorilor orașului ca să-și planteze diferite ierburi și plante necesare gospodăriei lor. Fiul prietenului tatălui meu nu dispunea însă de aurul necesar unei astfel de acțiuni, întocmai ca mine, era un tânăr care câștiga o sumă decentă de bani. Tatălui ca și al meu avea o familie numeroasă pe care trebuia să o întrețină, iar câștigurile sale erau modeste, de aceea luase hotărârea de a convinge un grup de oameni să participe alături de el la această acțiune. Grupul avea să fie alcătuit din 12 oameni, fiecare dintre ei câștigând o anumită sumă de bani. Aceștia trebuiau să fie de acord să plătească o zecime din câștigul lor pentru ducerea la bun sfârșit a acestui plan, până în momentul în care pământul avea să fie gata pentru vânzare. Apoi profitul avea să se împartă în mod cinstit între cei 12 investitori în funcție de investiția fiecăruia în parte. Fiul îmi spuse, tata, ai atins acum pragul bărbăției. Dorința mea cea mai profundă este să încep să-ți clădești o avere uriașă care să te impună în ochii celor din jurul tău și să dorească respectul cuvenit, îmi doresc să înveți din greșelile pe care le-a comis tatăl tău.